a consumat droguri și a băut alcool de plăcere este răspunsul halucinant pe care un bărbat l-a dat oamenilor legii după ce aceștia i-au stricat somnul când l-au surprins întins pe o bancă din parcul Pădurice. Polițiștii locali aflați în patrulare în zona soarelui au depistat un bărbat care stătea pe o bancă în parcul Pădurice și consuma alcool după care s-a pus să doarmă. Cel în cauză, un bărbat de 44 de ani din Timișoara a fost sancționat cu o amendă de 100 de lei pentru consum de alcool pe domeniul public. Pentru că era foarte foarte confuz, polițiștii locali au trecut la efectuarea controlului corporal sumar, descoperind asupra sa și un plic cu substanțe de culoare verde-oliv din categoria celor interzise. Bărbatul care locuiește în apropierea parcului a declarat că a băut și a consumat substanțe interzise de plăcere. Cel în cauză a fost condus la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara în vederea întocmirii documentației de înaintare a cazului către polițiștii din cadrul brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor conform legislației privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. În ultima perioadă, polițiștii locali au intensificat patrulările în zonele de parcuri, constatându-se o creștere a persoanelor care consumă alcool sau substanțe interzise în aceste zone, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.